Bună ziua, oameni buni! Vă voi prezenta un Canter CS1.6 modificat chiar de mine. Sper să vă placă. Nu știu ce să zic. Mie chiar îmi place. Priviți-l. Avem poză. O poză pe aici. Așa. Continuăm. Prin arătarea armelor am modificat aproximativ tot canterul, deci nu știu, poate pozele gen GSG 9 Seal Team nu sunt modificate ca poza aici, dar văzându-le, da, sunt modificate. Doar SAS și nici măcar eu nu știu cum am reușit. Deci, alegem SAS. Din câte vedeți, am katana și pistolul este modificat. Este probabil schimbat cu cel din carbon. Avem dual Uzi. Trage destul de bine, mult. Mie îmi place mai mult pentru ce a ieșit, nu pentru... Armele trag la fel. AK-ul același, aproape. Avem altă armă, presupun că o să vă dați singur seama ce arme sunt. Când o să îmi luați canterul, adăugați a_matrix, aronyahoo.com, adresa voastră de mes, lăsați mesaj și primiți canterul printr-un e-mail. Avem fosta armă arma primară a polițiștilor cu amortizor. Trage tot la fel. Mai că arată mult mai bine, după părerea mea. Avem fost arma teroriștilor, trage tot la fel. Aceasta chiar îmi place cum a ieșit. Fost arma a polițiștilor, din aceasta arată bine, după părerea mea. Până la urmă eu am făcut canterul, deci canter modificat doar. Wow, wow. O clipă. Să vedem. Hai de armă. Hai armă odată. Ia-te și cu... Da, merge mai greu cu fosta machine gun. Da, acesta este scout modificat doar cu niște pete de tigru pe el. Pușca, probabil o recunoașteți. Tot același număr de gloanțe. Fosta pușcă care trage mai multe focuri, are 7 gloanțe. Trage destul de bine. Și ne oprim la machine gun, care după părerea mea ar fi trebuit să meargă. Gata, în sfârșit am reușit să iau, se pare că trebuia să-mi folosesc ambele mâini pentru a o putea ține. Presupun că vă place, uitați, dacă sunteți atenți, presupun că sunteți, ies focuri de la ambele arme. Cam atât am avut de prezentat. Niște schimbări ar mai fi de pus. Am katana și la teroriști am schimbat skinurile, toate skinurile până la, și la hostage. Așa, voiam să vă arăt la teroriști pistolul, dacă sunteți atenți, este modificat cu laser și e mai deschis la culoare. După părerea mea arată mult mai bine a fost un pistol. Să ne oprim din Fizz nou. Canterul mai are niște mape de ZM și da, ceva super interesant după părerea mea, Air Ace Sprint. O mapă care îți permite să fii...
Da, mie mi se pare o super interesantă mapa, deoarece puteți conduce și da, mișca Coti. Aici eu conduc cu accidente cu tot. Da, dacă nu mă credeți, unii s-ar putea să nu mă creadă. Să creadă că e ca la lifturi. Merg singure, mă voi întoarce aici. Voi pune frână. Voi sări? No. Mă lovesc. Asta doar ca să mă credeți și să-mi luați canterul, adică nu vreau pentru mine. L-am făcut seara când n-aveam ce face. M-am gândit ce să fac în seara asta. Și uitați, un canter. Wow, a rămas înfipt în pământ. Da, asta se întâmplă când vrei să sari, să te lovești și să demonstrezi unora care nu te cred. Există mape de race. Așa. Da, tot la mapa asta voi include boți, fiindcă între ei nu se pot omorâ și voi arătați skinurile de la boți. Așa, ne facem sas. Uitați, avem polițiști. Așa, să ne oprim din polițiști. Să vedem și niște teroriști. Uitați și... așteptați un pic. Da, să vedem și niște teroriști. Uitați, toți arată ca niște clasici spărgători de bănci, mascați la costume. Niște măști. Unii au steaguri de copati, alții măști de pisici, alții măști de clov. Da, majoritatea acolo stă în măști de clov. Da, să vă arăt iubitele mele de pe acest joc. Se află în... Da, uitați, aceasta este mapa unde găsim hostage și împreună cu hostage iubitele mele. Aceasta este soția mea, machiată, îmbrăcată pentru cum ar fi de doliu, că... să zic eu, a murit Amanta și Amanta era îmbrăcată în negru tot la fel, că e și ea în doliu că mi-a murit soția. Și mai am și fiicele mele. Asta e îmbrăcată în doliu că a murit sorsa și asta a fost îmbrăcată în doliu că sorsa s-a sinucis cu un pistol. Hello, fata! Nu dormi! Avem un video de înregistrat! Trezește-te, fă! Vă voi arăta și bomba, de asemenea. Da, uitați, continuând, o mapă de dust. Aici, gândiți-vă și voi, oare ce am de arătat? Gândiți-vă un pic. 5, 4, 3, 2, 1. Nu știu ce a spus, dar... cei care au spus că am de arătat bomba au avut dreptate. Chiar bomba o am de arătat. Ea este un Nokia care atunci când este implantat face așa. Revenind, am un band că am neînregistrat, durează doar 10 minute, atât îmi permite. Uitați cum arată bomba. Este, da, un Nokia. Sunet tare. Trimitem un mesaj. Nu mai am minute, arunc telefonul. Cam asta a fost tot, oameni buni. Sper să vă placă jocul. Uitați, puteți citi, vă citesc eu. Scrie așa: dacă vreți jocul, adăugați underlinematrix@yahoo.com și lăsați mesaj dacă vreți jocul. Repetare, scuzați. Sau lăsați un coment cu ID-ul vostru și vă voi contacta. Nu uitați, underlinematrix@yahoo.com. Cam asta a fost tot de zis, oameni buni. Sunt Alex și v-am arătat un canter modificat chiar de mine. Și sper să vă placă. Downloadați-l. Mă scuzați. Vă pup. Pa. Pa.